Bun găsit, vă spun, la o nouă ediție a emisiunii Direct la Subiect. Alături de mine în această seară Mihai Nicolae, jurnalist observator pe H.ro. Bună seara, Mihai! Bună seara, Marius! Avem subiecte frumoase, cu mai mult sau mai puțin ghilimele. Suntem oamenii care încă mai lătrăm prin târg despre ceea ce se întâmplă. O lătrătură și o mușcătură. Nica, suntem oamenii care lătrăm, suntem maidanezii care lătrăm. Maidanezii care încearcă totuși să mai latre prin minunata noastră urbe. Până veni normele metodologice și o să fim eutanasiați. Duși întâi la adăpost. Da, corect. Și eventual o să apară un adoptator. Dacă ar fi chestia asta. Ca să ne scape de chinuri. Da, da, da. Și oricum, eu sper să nu fim castrați. Deci le mulțumim pe aceasta care... Asta m-ar durea cel mai Le mulțumim pe această care tuturor celor care ne poartă de grijă și ne încurajează cu apelative de genul... Apelative de genul, vă, nu vă e frică, dar de ce vă băgați, dar nu-i mai bine să stați liniștiți? Mă rog, trecem peste această introducere și îl avurăm acum, cred că mai puțin de o lună, pe un domn. Acum două săptămâni. Trei săptămâni. Emanuel Ilie. Directorul Hale și Piețe. Uite, aici și-a stat dânsul și zicea că e un bun manager, în ciuda criticilor pe care i le-am adus în ultima perioadă. Doar noi. Și încerca să ne convingă că, de fapt, face un lucru bun din fotoliu de director al SC Hale și Piețe. Și că a adus compania pe profit. Și că a dat oborul... Nu l-a dat. S-a asociat. Și că s-a asociat dând profitul 75% din profitul oborului unei firme din Comuna Joița, județul Giurgiu, cu profil transport mărfuri, da, mărfuri, corect. Ca un act suprem de management, extraordinar de performant. Da. Adică ne-a povestit multe. Da, multe lucruri bune despre ceea ce face dânsul acolo. Da. Bun. Unul dintre lucrurile astea bune trebuia să se întâmple ieri. Mai exact pe 5 noiembrie s-a împlinit, ca să zic așa, termenul limită până la care piața Malul Roșu... Trebuia să fie dată în folosință piața din Malul Roșu. Exact. Bă, uite, asta cu tăiatul de panglică nu prea a ieșit la timp nici lui, nici administrației. Nici domnului Bădescu. Bădescu. Se vorbea tăiat la panglic zilele astea, exact. De săptămâni de astea de a venit nouă rău, da. Bun. La proiectele lui Volosăviș, că știu că asta doare. Băi, o să se tăvălească în chinuri. Nu e adevărat. Cum nu e adevărat? Așa. Bun, haideți să urmărim un filmuleț interesant cum așa ne place nouă, să lucrăm cu materialul clientului. Da, ideea fiind că noi eram 100% siguri că în ședința de Consiliul Local domnul Ilie i-a aburit pe consilierii locali. Și în luna august se întâmplă asta. Da, în luna august se întâmplă ședința de Consiliul Local. El atunci avansa termenul de 5 noiembrie ca dată limită pentru ultima dată, ultimul termen avansat pentru darea în folosință a pieței din Malul Roșu în condiții extraordinare, de lux chiar. Da. Da? Știind, adică văzându-l cum funcționează pe domnul Ilie, era evident că nu o să rezolve problema asta. Ba mai mult, era foarte evident în momentul în care am văzut care este firma ce se ocupă de această lucrare. Firma Bivasim. Firma Bivasim, despre care o să fie interesant să discutăm. Da. Că sigur nu o să termine lucrarea nici la următorul termen pe care o să-l avanseze domnul Ilie. Ne uităm mâine în presa locală. Mâine în presa locală o să fie niște interviuri și niște luări de poziție ale domnului Ilie. În care o să spună că de fapt noi nu l-am înțeles corect și că de fapt eventual o să vină cu tema aia cu PDL-ul a fost de vină și că dânsul de fapt când le-a spus în Consiliul Local când ăia îi cereau demisia că gata, orice ar fi, pe 5 noiembrie dă drumul la piață. El de fapt s-a referit la 5 noiembrie 2014. A fost corect, că nu a precizat. Nu a precizat. Și o să mai vină cu explicații de genul. M-au rugat comercianții din piață, pentru că au văzut că e vremea frumoasă, să nu le schimb frumusețea să nu le schimb foliile alea de nylon, că alea au și un efect de seră și mai coc pătlăgelele. Înțelegi? Deci dacă nu o să vină așa... 30.000 de ploieșteni sunt targetul, ca să vorbim în termen de retail, pieței Malul Roșu, ars pe 2 mai. Da, și nu e gata pe 5 noiembrie, deși a avut alocat și buget, a avut constructorul acolo. A avut orice. A avut totul la îndemână, totul. Au venit cu tot felul de pretexte, că i-a ținut pe loc proiectantul, că au cerut aviz de la ITC,
Inspectoratul de Stat în Construcții. Da. ISC. Da, ISC. ISC. Da. Că le-au dat și ei avizul și că gata, că nu sunt suficiente la luminatoare. Ba, că acum o să fie suficient. Da. Deci toate motivele posibile și imposibile, mai puțin unul singur pe care o să-l vedeți acum în imaginele pe care le dăm. Deci noi am luat decizia să filmăm în fiecare zi cum se lucrează la piața din Malul Roșu, unde lucrează o firmă unei cetățence care în absolut toate contextele și împrejurările se prezintă ca fiind prietena foarte bună din copilărie a domnului primar Iulian Bădescu. Da, eu da, face deci parte din CV-ul dânsei. Săptămâna viitoare, da, firma asta mai lucrează și la acoperișul de la liceul Mihai Viteazu, care nici ăla nu-i gata și puneam poze cu gălețile. Deci, în timp ce acoperișul ar fi trebuit să fie finalizat, în câte mi-am eu aminte, e nou, proaspăt, la prima ploaie a început să curgă apă în clase. Deci firma asta mai are niște lucruri. E o firmă despre care când te interesezi o să vezi că apare multe situații controversate și o să vezi că are niște lucrări acum. Da, da, da. Deci faza e că are niște lucrări și încep să te convingi că vezi pozele alea după internet, da? Da. În care... elevii sau cu... Nu, patrona firmei este lângă primarul Iulian Bădescu. Îl felicită pe primarul Iulian Bădescu. Urează politicos la mulți ani și alte chestii. Încep să prindă conturi, inclusiv chestiunile de genul eu sunt foarte bună lui prietenă. Bun. Haideți să nu mai prelungim așteptarea. Bun, să vedeți cum lucrează firma asta la piața din Malul Roșu. Filmările au început undeva la începutul, de luna trecută, zi de zi, un reporter al Observatorului pe H.ro a fost și a filmat. O să vedeți pe zile cum a evoluat această lucrare. Lucrare încredințată firmei Bivasim, care din luna octombrie a avut buget, a avut absolut tot. Adică nu exista nici cel mai mic motiv ca firma respectivă să nu lucreze în cele mai bune condiții la o lucrare care ar trebui să fie de maximă importanță, ca să zic așa, pentru că e o piață care deservește două cartiere importante ale Ploieștiului, Malul Roșu și Enăchiță. Oamenii de acolo au nevoie de piața asta mare. Da, corect. Și mai e o chestiune și nu e puțin de spus. Acolo își câștigă pâinea câteva zeci, poate 100 de oameni. Da. Da? Mă rog, înmulțind cu vorbim de familii, comercianții care vând acolo, da? Deci patronii și, pe urmă, angajaților care câștigă un ban de acolo. Bun, haideți să vedeți. Mai întâi o să vă rog să-l ascultați cu atenție pe managerul SC Hale și Piețe, Emanuel Ilie, discutând și promițând clar în fața consilierilor locali că pe 5 noiembrie piața Malul Roșu va fi gata. Astăzi suntem în 6 și o să vedeți imediat cum arată piața. Termenul pe care îl prevăd la ora actuală poate fi în 30 octombrie. 30 sau 5 noiembrie, maxim. 5 noiembrie, maxim. Toată ziua fac economie și nu înțeleg unde se tot duc banii. Mănânc pâine cu iaurt, fac foamea și uite așa încet se duc anii. Noroc că am un pietre stăvit care a reușit să strângă bani pentru plin de benzină. Și a luat mașina, am ieșit din oraș, până unde să ne țină. Da, la un moment dat pe margine și-o se le scria, aici sunt banii dumneavoastră și am înțeles că am scăpat de toate grijile, problemele. Faceți la fel cum n-aveți de ales și luați târnă copul, luați pe camăru, spargeți asfaltul, să scoateți banul. Dar luați târnă copul, luați pe camăru și dați, să iasă banul. Dar luați târnă copul, luați pe camăru, spargeți asfaltul, să scoateți banul. Dar luați târnă copul, luați pe camăru și dați, să iasă banul. Aici sunt banii dumneavoastră, aici sunt banii dumneavoastră. Da, o
să curgă imaginile pe fiecare zi în parte. O să ajungem și la data limită de 5 noiembrie. Ieri a avut loc un fenomen foarte, foarte tare. Erau doi muncitori pe șantier. Dar asta a fost media. Deci da? Media n-a fost mai mare de 4 muncitori. Deci eu sunt foarte curios. În fața evidenței astea, cu ce scuză o să mai vină domnul Ilie? Uită-te lucrător, da? Ăștia sunt oamenii care ar fi trebuit să dea în folosință pe 5 noiembrie piața Malul Roșu. Deci noi cum am gândit? Mă, domnul Ilie spune așa: eu sunt un foarte bun manager presa aerea, da? Domnul primar Iulian Bădescu arată prin fiecare decizie pe care o ia în raport cu domnul Ilie de la Hale și Piețe că îl susține necondiționat. Da? Bun. Acum avem următoarea situație. În ședința aia de Consiliul Local a fost aprobat bugetul, da? Da. I-a fost aprobată lucrarea, i-a fost aprobat absolut tot ce a vrut el, da? Da? Bun, am vrut să demonstrăm că domnul Ilie, având buget, firmă care e selectată, totul la dispoziție, n-a fost în stare să dea drumul la piață pe 5 noiembrie. Și de ce n-a fost în stare? Pentru că domnul Ilie n-a observat, probabil, că firma asta își bate joc. Sau poate firma asta își bate joc de lucrarea asta și lucrează în ritmul ăsta, tocmai pentru că domnul Ilie o încurajează să facă lucrul ăsta. Adică, mai e o chestiune. Domnul Ilie e director la o fabrică de stat, da? Hale și Piețe, a Consiliului Local. Are o responsabilitate directă față de cetățenii Ploieștiului, nu? Bun. Dânsul, ce a păzit luna asta? Ăsta este, în opinia mea, suficient motiv, nu trebuia altul, filmarea asta, pentru demiterea de urgență a domnului Ilie, care arată clar, nu e în stare, punct, să facă un lucru minor. Băi, să refacă o piață. De vină a fost echipa de stare din Australia. Bine, lăsând la o parte imaginile care vorbesc de la sine. Uite utilaje, uite-te angajat. Băi, uite. Nu se poate băi, așa ceva. E o bătaie de joc, Marius. Deci, cum să spun, aproape că n-ai ce să vorbești, da. Ce să vorbești? Datele, imaginile filmate zi de zi, deci asta am vrut să arătăm. Dom'le, nu e o făcătură, da? Avem filmările brute pe zile, da? Dar uite, așa s-a lucrat la piața asta, sunt foarte sigur curios. Sigur că din ăia 30.000 s-o uita de ploieșteni care locuiesc în zonă și care obișnuia să-și facă piața, s-o uita unul care a trecut pe acolo de câteva ori în toamna asta. Mă, dar sunt comercianții, mă, evident. Ce Dumnezeu, deci mai există. Despre ce vorbim noi? Ideea este următoarea, dacă nici în fața acestei evidențe, Consiliul Local nu ia o atitudine fermă. Este posibil ca piața asta să nu se termine până în ianuarie, da? Până în decembrie. Stai, prietene, că... În stilul ăsta, da? Deci în ritmul ăsta. Dacă când am avut 20 de grade, soare, fără ploi, lucrările au decurs așa, stai să vezi când deci, o da... Și ca să ne înțelegem foarte exact, deci aici nu este vorba doar de domnul Emanuel Ilie, este vorba și de primarul Iulian Bădescu, care nu se poate spăla pe mâini de această chestiune, spunând era lucrarea lui Hale și Piețe, trebuia să supravegheze Ilie. Uite-te bă, frate, la aici, cu picamărul, primarul băi, are o responsabilitate directă față de oamenii aia din Malul Roșu, înțelegi tu? Și e Năchiță. Directă. Oamenii aia i-au dat votul, mă. Corect. Mă, să nu treci odată pe acolo sau să nu te intereseze, pentru că asta se vede din imaginile astea, da? Devine e ăla devine la Hale ce, și Marius? Piețe, mă, ăla e liberal, eu sunt PSD. Nu contează, dar uite tocmai din cauza asta ar fi bine ca mâine liberalul sau azi după amiază, liberalul de la Hale și Piețe să nu mai fie liberalul de la Hale și Piețe. E, uite. Da? Deci o bună dovadă asta mai clară a faptului că ăștia puși pe o bătaie de joc disprețuitoare nu există. Da? A dat oborul, da? S-a asociat și 75% din profitul oborului se duce la o firmă privată, da? Da. A făcut la halele centrale o nebunie întreagă cu licitațiile. Dacă vă uitați cum arată anunțurile de licitații spații comerciale, vă cruciți. Zici că sunt din astea ghicitori. Da. Da? Nicio licitație, în afară de licitațiile pe spații, n-a mai ținut, deci alea complicate, doar grele, de doar selecții de oferte. Da. Și a venit cu piața din Malul Roșu, care este dovada asta supremă, e pe colivă, supremă a managementului performant. Da. Acum că știu că ție îți place subiectul. Da, nu, stai liniștit, omule. O să publicăm contractul de management, dar dracu ce sunt, al domnului Ilie, să vezi acolo cam ce salariu are domnia sa, cam ce bonusuri
cam ce avantaje îi oferă funcția asta. Dânsul mi-a anunțat la emisiunea, hai să fim cinstiți. Da, că, bun, că întârzie cu piața, dar știa că întârzie, mă, asta e chestia, mă, de acum 3 săptămâni, dar nu s-a uitat odată cum lucrează ea, mă. Da? Știi cum e. Și că nu o să-și ia prima, chiar dacă o să aducă profit la societate, el nu o să-și ia prima, care însemna 12 salarii, adică câteva, un miliard și ceva, dacă nu mă știu. Lucru care s-a întâmplat până acum, cu indiferent cum s-a numit directorul respectiv. E dreptul lui de director. Exact, exact. Bun, așadar, rușinea continuă. Gândește-te, cred că și domnul Ilie și domnul Bădescu stau la casă, nu cred că stau la bloc. Bă, eu mă gândesc așa, dacă, Doamne ferește, i s-ar fi întâmplat ceva cu magazia de găini, cu magazia de lemn, bă, așa ar fi stat, ar fi chemat-o pe doamna de la Bivasim, băi, Simona, sau cum o chemau, vino și tu și reparăm și mie coteața de porci. Și doamna Simona să-i trimită băiatul ăla cu picamă. Nu, dar băi, știi care e chestia? Noi avem filmările astea. Filmările astea le avem pe zile. Da. Și o să le dăm, domnule. O să le dăm și anul ăsta și la anul. Și când o filmai mai drag atunci în campania electorală, băi, nu uitați de piața din Malul Roșu. Da? Cum cât, au le-a luat, cât le-a luat să o facă. Da. Dacă o să o facă până în 2016. Nu, cum au făcut-o, da? Pentru că ei ar fi putut să termine piața asta. Deci dacă ar fi lucrat serios, că asta am tot spus noi în emisiunea asta. Măi, fratele meu, e rușinos. E o suprafață de 2000 de metri pătrați. Dacă ți-ai rupt gâtul în 2000 de metri pătrați, spui, ce încredere să am eu în tine că poți să faci, nu știu, să astup gropile din Plăști. Corect. O să ne ocupăm și de firma asta, că e foarte interesantă și mai ales ai și niște fotografii, nu? Da, luni o să discutăm, pentru că deja eu am stat de vorbă și cu directoarea, cu patroana firmei la un moment dat și dânsa mi-a spus, domne, știți, e o situație foarte foarte ciudată aici și aștept să se lămurească situația ca să intru în forță. Asta e forța de care beneficiază. Prietene, știi cum e, bugetul este mic, trebuie mai puține angajați, nu avem, că dacă ar fi fost o lucrare mai bănoasă, mai angajam niște oameni, să mai dea cu picamă. Este vorba de o lucrare de utilitate publică, ce vizează direct aproximativ 32.000 de familii, omule. Deci e una dintre cele mai mari aglomerări din Ploiești. Malul Roșu, Ienăchiță, Văcărescu. Sunt mai blocuri. Eu sunt curios să văd cât a costat, care era termenul de finalizare din contractul semnat cu firma respectivă și așa mai departe. Mai contează. Cert e că eu sunt... deci sunt foarte curios să văd cum trece Consiliul Local de chestia asta, da? O să treacă la fel cum au trecut și peste... expunerea de motive sau motivarea extrem de eronată, ca să nu spun minciuna care le-a fost prezentată la reducerea fondului de reparații la școli. Adică sunt niște lucruri unde nu poți să mergi mai departe, nu? Corect. E un moment de decartare aici, părerea mea. Imaginile le punem la dispoziție, o să le găsească oamenii imediat pe site. Nu le-am publicat încă pe site, urmează să le punem. Da. Bun, mergem mai departe la campania Fii Uman, Adoptă o Groapă. Începe să prindă la publicul larg, domnul Mihai. Uite, astăzi o să prezentăm niște fotografii trimise de un cititor și implicit telespectator al acestei emisiuni, cu două cazuri. Una din apropierea Ploieștiului, este vorba de intersecția drumului județean 236, ăla nou, care trece prin spatele mall-ului Ploiești Shopping City, cu DN1A. Da? O să vedeți imagini de acolo. Mai întâi însă să marcăm acest moment cu un promo care... Cu imnul gropii, imnul campaniei. Imnul campaniei. Care campanie, mă repet, o să dureze cel puțin până la primăvară și ea poate fi extinsă și în alte părți, nu doar în Ploiești. Numai că în Ploiești este o situație foarte specială, dacă pot să spun la superlativ, da? Sunt niște gropi pe niște străzi aflate în garanție. Gropi care ar fi putut fi astupate în urma unui telefon, fără nicio cheltuială, 0 lei. Bun, astăzi ne ocupăm de fotografii trimise de cititor. Redacția rondobservatorul pe h.ro este adresa la care vă invit să trimiteți fotografii cu gropile. Sau în pe care pagina de mașină. Facebook a campaniei, exact. O să fie promovată imediat. Bun, vedem promoul acestei campanii și imediat o să vedem și fotografii trimise de telespectatorul nostru. Bun, haideți să vedem și fotografiile. Apropo de
ceea ce discutam înainte, să urmărim împreună superbul promo al campaniei Fii Uman, Adoptă o Groapă. Aceasta este groapa, cum te duci la mall, dai în groapă. Putem să le spunem acestor fotografii. Repet, este vorba de o intersecție, mult spus, acolo ar trebui să fie un sens giratoriu, dacă cum se întâmplă prin Ploiești sau în jurul Ploieștiului. Asta e la Blejoi, exact. E pe terenul Blejoiului aici. Da. Și drum al drum național cu drum județean. Cu drum județean. Să vezi e problemă. Bă, da. Să vezi distracție. Cum îl sună Cosma pe ăla, pe Manta. Băi, Manta, bă, am văzut la televizor la băieții aia care vorbesc prostii. Dom'le, fă ceva cu groapa aia. Șeful e la tine. E la tine de o gradă, că e la DJ. Să vezi distracție. Și șeful de la DJ o să spună: șeful, îmi pare foarte, nu se poate, la drumul național. O să se facă o comisie. Da. O să dureze vreo 2-3 ani până rezolvă problema. Facem un sigilatoriu și rezolvăm. Da. Fotografiile astea sunt de la trecerea de cale ferată, de la intrarea din Dumbrăvești. Este drumul județean care face legătura între Ploiești și Slănic. Așadar, alea, uite, vezi, gropile astea au și o valoare istorică, pentru că dacă observi, este granitul la suprafață. Noi în Ploiești nu mai avem granit. Nu mai avem, da, na, eu. Ar fi fost nemaipomenit dacă era și la noi, da. Da, da, da. Cam așa arată fotografiile trimise de telespectatorul nostru. Așadar, redacția rondobservatorul.ph.ro sau pe Facebook ne găsiți campania Fii Uman, Adoptă o Groapă. Mai avem câteva minute înainte să difuzăm un material, aș putea spune, care înțeleg că a dat multora fiori. În aproximativ 10 minute vom difuza un material postat pe observatorul.ph.ro ieri și care a fost difuzat inclusiv în jurnalele televiziunilor de știri ieri și astăzi, cu un ploieștean care din cauza unei datorii la o bancă s-a trezit pur și simplu dat afară din propria casă, dintr-un apartament, pentru o datorie care evident nu valorează cât apartamentul, cu poliția. Omul a fost încătușat, târât până la cea mai apropiată secție de poliție și evident amendat. Imagini cu adevărat cutremurătoare în aproximativ 10 minute. Până atunci discutăm de un alt subiect pe care l-am preluat de la revista Tango. Este de fapt o mărturie a unei povești din Spitalul Județean. Știu că ești sensibil la subiectul acesta. În continuare, acolo se petrec tot felul de orori și nicio instituție din alea multele care ar trebui să vegheze asupra ceea ce se întâmplă într-o unitate medicală nu intervine. Am prezentat mai multe cazuri, inclusiv mi-aduc aminte cazul Stana, al tânărului care a murit după ce a fost internat pentru o banală operație de apendicită. A murit și acum mama se zbate din răzputeri să afle cine l-a omorât pe fiul său în județean. Revista Tango a publicat mărturia cu tremurătoare a fiicei unui pacient internat la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești. Aceasta acuză conducerea unității și pe medici că i-au tratat tatăl inuman, acesta fiind transferat prea târziu la un spital din București, unde a murit la asta câteva ore de la transfer. Asta e standard. Băi, deci este oribil. Este un standard, e un șablon pe care îl aplici. L-am luat prea târziu. Da. Da? Eu rămân la părerea mea, știi? Băi, mie greață să vorbesc despre subiectul ăsta și să fac ceva în sensul ăsta, pentru că mă uit și la oameni, până la urmă îi acceptă situația. Da. Eu cred, sincer, bă, dar sincer. Întâmplă, Marius, sincer cred. Am trecut, cred că cu toți, imposibil, că orice fabrică e județeanul, este imposibil, ca nu neapărat cei apropiați, eu știu, cei din familia noastră, dar măcar am auzit de mama unui prieten, de mama unui, nu știu, văr și așa mai departe. Cred că fiecare are o experiență traumă, traumatizantă o traumă cu Spitalul Județean. Spitalul dacă îl întrebe domnul director Strâmbeanu, o să spună că nu e nicio problemă. Devină lipsa fondurilor. Exact. Și nu numai de lipsa fondurilor, dar în general că ești rău intenționat și că ai o problemă tu de percepția realității extraordinare de acolo. Da? Da. Bun, eu cred un lucru și uite, i-am mai recomandat domnului director la televizor, dacă ar face un training de la infirmieră sau nu știu cum se cheamă, până la dânsul, da? Cu tot, absolut tot personalul spitalului.
și le-ar impune sancțiuni uriașe. Dacă nu fac următoarele două lucruri, nu spun bună ziua oamenilor și nu ies din saloane să le comunice aparținătorilor pe un ton decent. Chiar și inevitabilul când e vorba de Spitalul Județean, ne pare rău. Da. Da? Dacă ar face acest minim gest, situația, percepția despre județean ar fi schimbată, cred eu, la 180 de grade. Pentru că în afară de trauma pe care ți-o produce actul medical, da, pe care îl poți înțelege sau nu, nu asta e problema reală. Problema este calvarul prin care treci tu aparținătorul în Spitalul Județean, unde trebuie să dai șpăgi, deci nu poți să faci nimic fără șpagă, unde ești în mod obligatoriu, în mod din start tratat cu un dispreț. Te simți ca un gândac. Ba încă îi vezi pe gândaci mergând pe acolo și ai impresia că aia sunt favorizați în raport cu prietene, tine. Normal. Lucrul ăsta se întâmplă de la portar până la manager, de la morgă până la neurologie, peste tot se întâmplă lucrul ăsta, da? Când vezi un medic, pentru că e important de spus lucrul ăsta, care se poate normal, ți se pare că ai văzut acolo un miracol, da? Când vezi un medic care stă de vorbă cu un pacient, normal, da? Ți se pare că aici, eu cred că aici e marea problemă. Pentru că atunci tu, ca persoană care mergi cu un bolnav acolo, ai o altă stare de spirit, primești mai ușor inclusiv veștile rele, te duci mai ușor și dai șpaga. Da. Da? Sau dai și cu paradoxul păcat, este că aceleași personaje care la județean sunt sinistre, medici, asistente, ce vrei tu, la privat sunt îngerași. Da? Se transformă așa brusc. Deși cel puțin în Ploiești, regula e următoarea. Vii la mine la clinică, ți-au pălăria de bani, dar pentru investigații serioase, vii la județean, unde ți le fac pe banul statului. Da. Da? Sau te internezi pentru câteva zile ca să rezolvi deci asta o problemă. De, nu. Bun, o să vedeți fotografii pe scurt. Povestea o puteți citi pe observatorul.ph.ro preluat de pe revista Tango. Petre Ionescu avea 73 de ani, era încă tânăr, sănătos, în putere, nu bea și nu fuma, era sufletul unei familii mari și frumoase, cu două fiice, trei nepoți, o soție alături de care în noiembrie anul acesta urma să aniverseze 50 de ani de căsătorie. Din păcate, bietul om n-a mai putut. Dânsul este managerul Spitalului Județean, care domnul Adrian Stondan. Care nu are nicio problemă. Nu are nicio problemă de ani de zile. Eu sunt convins că dânsul este cauza tuturor relelor. Da? Faptul că dânsul este un excelent manager, da? Dar dânsul tolerează comportamentul impardonabil al personalului. De la șpagă, mă repet, până la privirile disprețuitoare. Da. Dânsul, domnia sa. Și ar fi bine să se uite în oglindă, de multe ori. Bun. A fost vizitat mai întâi medicul de familie care i-a pus diagnosticul de colică biliară, i-a dat o listă lungă cu medicamente, dar pentru că acestea nu și-au făcut efectul, după un weekend așezat sub semnul suferinței, a mers la urgențe la Spitalul Județean din Ploiești, însoțit de fiica lui cea mare, cu Ana Popa și de soțul acestuia. Da, în fine, ideea e că... Da, partea cea mai, să spunem așa, oribilă a poveștii ăsteia, încheiate cu final tragic. Omul a murit la un spital din București, acolo doctorii au spus, domne, dacă l-aduceați mai devreme, e standard. Da, standardul, da. Bun, ce trebuia să facă un lucru de bun simț? Orice medic care primește un astfel de caz era să-i facă o tomografie. Pe computerul ăla pe care l-am inaugurat, inclusiv deputați și senatori, anul trecut în campania electorală. Exact. Da? Nu funcționează computerul ăla de cele mai multe ori. Cum lucrul acesta nu s-a întâmplat în atenție 8 zile, familia disperată l-a transferat, repet, la un spital din București, acolo unde a decedat după câteva ore de la internare și examenul tomograf făcut la București a detectat o problemă care putea fi rezolvată în timp util. Aici cred că nu mai poate fi vorba că de vină a fost sistemul, luna de pe cer. Nu, Marius, e vorba de acel simplu bună ziua de care ți-am spus eu. Da. Citiți povestea pe observatorul.ph.ro. Evident, n-am nicio reacție de la colegiul medicilor. Nu, nimic. Spitalul Județean, Consiliul Județean care administrează spitalul. Nu, nu există așa ceva pe nicăieri. Bun. Pe scurt, am ajuns și la subiectul ultim din această prea frumoasă emisiune. Un subiect la fel de trist. Înainte să vorbim de asta, trebuie să le spunem stimaților telespectatori că luni o să discutăm despre
incredibilă situație de la cu finanțarea petrolului, da. Da, a Fundației Lupii Galbeni. Sunt niște pentru lucruri că suntem senzaționale. În documentare. Deci n-am terminat, da. Noi am anunțat că o să discutăm și bine să știe. Și tot luni o să discutăm și sperăm noi să terminăm documentarea despre nebunia asta cu transportatorii care au intrat în oraș și vreau să-l ocupe. Da, corect. Da? Că și acolo suntem datori cu un răspuns, că n-am primit la rândul așteptăm, nostru informații așteptăm, oficiale. Așteptăm puncte de vedere pentru a da drumul ambelor subiecte. Așadar, scene șocante ieri pe strada George Topârceanu din Ploiești. Un ploieștean care contractase un credit în 2008 de la Pireus Bank Ploiești a fost evacuat din locuința sa, scoasă la licitație și adjudecată prin intermediul unui birou de executare silită. Bărbatul s-a împotrivit permiterii accesului în locuință și a fost încătușat de polițiști ajunși la fața locului. Un polițist local, un polițist de la Poliția Municipiului Ploiești. Povestea lui Adrian Ghidu, o să o vedeți imediat, este tipică pentru datornicii la bănci. În 2008, în plin boom al creditelor de consum, Adrian Ghidu a luat un credit fără ipotecă în franci elvețieni, care s-a dovedit a fi una dintre cele mai păguboase monede, de la Pireus Bank. La acea vreme, 9.000 de franci valorau aproximativ 200 de milioane de lei vechi. Nu e o sumă pentru care să-ți pierzi casa. Și totuși lucrul acesta s-a întâmplat. Au urmat 2 ani în care comunicarea cu banca a avut clar de suferit. A intervenit și o firmă de recuperare creanțe, însă ceea ce o să vedeți în minutele următoare o să vă marcheze cu siguranță, pentru că, din păcate, sistemul este făcut astfel încât oricine are un credit pe care nu-l mai poate plăti se poate trezi în situația bietului om. Ne luăm la revedere acum, însă vă invit să urmăriți cu atenție următorul material, are aproximativ 20 de minute, o să vedeți acolo punctul de vedere al celui care și-a pierdut casa, al avocatului, executorului judecătoresc, în principiu al tuturor celor implicați și să aveți, să spunem așa, nervii tari când o să vedeți un om încătușat pentru că refuză să elibereze casa pierdută din cauza unei datorii la bănci. Nu pot să vă spun vizionare plăcută, ci doar să fiți atenți. O seară bună! În 2008 am făcut un împrumut la Banca Pireus, în jur de 200 de milioane în franci, veți 9.000 și ceva de franci, având o rată de 130 de franci pe lună. Un an de zile am plătit rata normal, după care m-am dus să îmi fac o reeșalonare, că am schimbat locul de muncă și aveam un salariu mai mic. În 2009 până în 2010 am plătit rata eșalonată. Cum am putut? Un 50, un 60, un 70 exact de franci pe lună și începând cu data de 1 ianuarie 2010 am rămas în șomaj. M-am dus la domnișoara operator de la bancă, arătându-i decizia și spunându-i că intru în șomaj și s-ar putea să nu pot să plătesc o lună jumate, două, da, rata. Ce vi s-a spus practic de acolo? Că nu e nicio problemă, când am bani să vin. M-a lăsat, deci în martie m-am dus, am plătit rată, cât am avut, nu mai rețin, 50 de franci, 70 de franci. M-a lăsat să plătesc în contul meu și în aprilie la fel și de mai că m-am dus mi-a spus că să nu mai plătesc în contul meu, să plătesc în contul executorului bancar. V-a trimis deja la executare. Da, deci conform legii, dacă știți și dumneavoastră, așa, după 3 luni, dacă nu plăteam... Dar dumneavoastră, între timp, v-ați dovedit buna credință și v-ați achitat cât s-a putut din datorie. Din datorie. Și a venit în mai domnul executor bancar de la Banca Pireus, Dorian Ionel. Am stat de vorbă cu dânsul, m-a văzut că îmi caut un loc de muncă. Între timp, eu îi depuneam dânsului în cont cât puteam din șomajul exact care îl aveam, la care dânsul mă tot suna și a venit, nu mai rețin în ce lună, în 2010, și mi-a pus citații și somație că îmi scoate apartamentul la licitație și m-a lipit pe ușă blocului, deci nu mi-a lăsat în cutia poștală sau să mă caute. Asta executorul bancar. Eu am înțeles că în urma unei vizite pe care a făcut-o într-o seară la dumneavoastră, când a constatat că dumneavoastră practic aveți un apartament, da, numele dumneavoastră. Da, și până în 2010
întorcându-se de pe teren din țară, de unde avea dânsul de rezolvat probleme, în octombrie 2010 i-am spus că m-am angajat, a trimis adresa și la firma respectivă să-mi facă poprire și l-am primit omenește în casă și i-a spus că face un proces verbal pentru șeful meu, pentru șeful dânsului, pardon. Ca să justifice ziua de muncă, am luat de bună credință și la care a început, pe urmă, să-mi trimite iar somații și aia, că îmi scoate casa la licitație și hârtie că până la sfârșitul anului să înapoi suma totală. Total. I-am spus, domnule, nu am posibilitatea să înapoi suma totală. Așa. De atunci am început la judecătorie. Ați contestat în instanță, practic. Instanță, așa, dintre care în 2011 dânsul n-a mai avut servicii ca executor bancar, că s-au deficit postului și a preluat firma de executorie judecătorească, Pavel și Mușat. Doamna executor mi-a trimis scrisoare acasă că cu data de... Continuă executarea și când scoate apartamentul la licitație. Deci domnul Durian a zis că îl scoate la 27.000, doamna executor l-a vândut cu 20.000. Așa a zis la licitație sau ce. Dumneavoastră, între timp am înțeles că ați continuat să plătiți în acel cont de executor bancar, ulterior cont de executor judecătoresc. Da, am din posibilitatea care am avut-o, am plătit. Deci, cu toate astea am înțeles că s-a făcut o licitație și s-a judecat un câștigător, practic. Da, care eu am făcut, bineînțeles, contestație la procesul verbal de licitație, la actul de adjudecare, la tot ce s-a întâmplat. Concret, dumneavoastră ați contestat fiecare act de executare silită făcut până în momentul de față. S-a dat în vreuna din situații vreo sentință definitivă și irrevocabilă privind executarea silită? Nu. Deci am o hârtie, o încheiere de ședință din dosarul 9662 în care îmi spune că am... Se suspendă executarea silită pe perioada judecării proceselor. Care, deci la un dosar 9647, care am avut în octombrie acum termen, dar... S-a desființat completul de judecată? Nu, adică a dat decât jumate de câștig de cauză acelui dosar, care eu am făcut apel în 5 zile. Deci dumneavoastră, în momentul de față, n-aveți nicio cauză definitivă, nicio sentință definitivă. Cu toate astea, observ că astăzi au venit executorii și cu noul proprietar ca să vă execute, să vă evacueze. Da. La data de 3 decembrie 2012, în dosarul de executare 827/2012, de către executor judecătoresc Mușa Mihaela Alina din cadrul societății din care fac și eu parte, Pavel Bebe, s-a emis actul de adjudecare în dosarul respectiv, pe care l-am menționat anterior, prin care imobilul proprietatea debitorului Ghidu Adrian din Ploiești, debitorul care se află aici lângă noi, imobilul a fost vândut la licitație publică pentru recuperarea unei creanțe în favoarea creditorului Piraeus Bank. Din data de 3 decembrie 2012 s-a întocmit actul de adjudecare care este și titlul de proprietate și constituie titlul executor împotriva debitorului și împotriva oricăror persoane care deține fără titlu valabil și fără drept imobilul ce a fost adjudecat. Ulterior s-a format dosarul de executare 398/2013 pentru punerea în posesie. S-a emis somațiile prevăzute de lege, s-a luat în cuvințare executării silite, bineînțeles, s-a emis somațiile prevăzute de lege. Ulterior, până de data când a stabilit colega mea termenul de evacuare, a fost dispusă suspendarea executării silite de către instanța de executare în speță judecătoria Ploiești. Nu s-a mai făcut act în dosarul de executare, nici s-a mers pentru finalizarea executării. Ulterior, s-a respins această suspendare și creditorul a solicitat continuarea executării. Prin încheierea din 23.10.2013, pronunțată în dosarul numărul 9647/2013 al judecătoriei Ploiești, respinge cererea de suspendare a executării silite ca NTMA. Având în vedere dispoziția instanței, executarea silită se continuă conform legii. Creditorul s-a prezentat și a solicitat continuarea. Executării s-a stabilit termen de evacuare pentru astăzi, evacuarea debitorului și punerea în posesie a creditorului pentru astăzi. A fost înștiințat debitorul, cu toate că legea nu prevede această obligativitate, tocmai în ideea de a-i lăsa o perioadă de timp să revadă să ridice bunuri. Dumnealui a depus vineri, am înțeles, la dosarul de executare un certificat emis de grefă, prin care a solicitat din nou o suspendare provizorie la instanța de judecată. Cauza are termen la data 31.10.2013. La momentul actual, nu avem la dosarul de executare acte din care se rezultă că executarea silită este suspendată.
Pe când un titlu executor nu este desfințat, nu este suspendat, executarea nu este amânată, nici creditorul nu este de acord, ea se continuă conform legii. În situația în care contestația de care spuneți că nu este definitivă și irevocabilă, nu trebuie să fie definitivă și irevocabilă, trebuie să fie doar pe nou cod executorie, definitivă rămâne în calea de apel, aceasta nu suspendă de drept executarea silită. Nu poate fi executat un titlu, o hotărâre judecătorească, atât încât nu constituie titlu. Nu este definitivă pe vechiul cod de procedură, în 1865, sau nu este executorie pe nou cod de procedură. Poate fi executată și o hotărâre, în vechiul cod era reglementat ca fiind definitivă la prima instanță, acum este executorie, pe riscul creditorului. În situația în care contestația va fi admisă, se va dispune repunerea părților în situația anterioară. Am înțeles. Deci astăzi va avea loc punerea în posesie, dacă debitorul va câștiga, repunerea părților în situația anterioară. Adică creditorul va ieși din nou afară și va intra dumneavoastră în drepturile sale. Până atunci, executarea își urmează cursul. Efecte, fiind respinsă de către instanța de executare, ați depus un certificat de grevă cu termen de judecată prin care a solicitat suspendarea executării la data de 30.10.2013. La momentul actual, din actele depuse de către dumneavoastră, nu există temei legal pentru amânarea executării silite. Conform dispoziției articolului 897 Codul Procedură Civilă, vă somez să părăsiți de îndată imobilul și să-l predăm persoanei îndreptățite. Certificat de grefă care în anterior l-am dus doamnei executor. Așa, da, în care azi spune că dispune suspendarea provizorie a executării silite începută în dosarul de executare numărul 398 până la soluționarea cererii de suspendare formulată în cadrul contestației la executare ce formează dosarul 9647. Așa. La 9647, care a fost pe data de 14, așa, s-a dat câștig de cauză decât jumate din dosar. Domnul Vidu, nu aveți avocații. Discutăm degeaba. Aveți avocații? Stai să fie să nu zic că domnule a venit, nu mi-a explicat. Dar vorbim degeaba. De 100 de ori la birou și cu 5 minute în sus. Dar el nu știe legea. Nu știți legea. Deci, aveți avocații, discutăm pe lege. Vorbiți în plus. Cu privire la ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, domnul Ghidu, în dosarul 9647, care spuneți dumneavoastră, da? S-a dat încheierea din 23.10.2013, pe care o știți. Respinge cererea de suspendare a executării silite ca înaintemente. Și ce mai spune? Admite cererea de suspendare a contestației până la soluționarea definitivă. Suspendarea contestației, domnule, nu suspendarea executării. Da? Da? Am făcut apelul în 5 zile. Și? Apelul nu suspendă executarea. Nu ăsta e titlul executor. M-am dat un răspuns scris la ceea ce mi-ați depus dumneavoastră. V-am dat răspunsul scris. Deci apelul împotriva încheierii prin care s-a ridicat suspendarea executării nu suspendă executarea silită, nu acea hotărâre judecătorească, nu acea hotărâre judecătorească, nu acea hotărâre judecătorească constituie titlul executor. Domnul... Nu mai explicăm legea, noi o aplicăm. Deci eu v-am spus, conform, având dosare pe rol și nu s-a dat o soluție definitivă, nu are... Nu cunoașteți legea. Nu cunoașteți legea și modul cum se aplică. Nu mai stăm la discuție. Nu o aplicăm. Și aceea care a făcut apel este o hotărâre executorie. Pe vechiul cod se numea definitiv. Acum se numește executorie. Exact. Când se va soluționa și apelul va fi definitiv, nu va mai exista Provoție irevocabilă. Trebuie să știe apărătorul dumneavoastră. Vă rog să ne permite să intrăm în imobil. Nu vă permit. Vă rog să ne permite să intrăm în imobil. Deci nu vă permit. Ce faci? Mai ce? Stare. Vă rog să ne permiteți. Deci, domnul... Dacă ne permite, vă rugăm să-l... Da, ușa este încheiată. Luați măsurile legale de îndepărtare. Practic, el se opune legii. Nu mă opun legii. Ba da, deci vă opuneți aplicării legii. Suntem aici un organ care executăm legea. Domnul, atât timp când ne permiteți accesul, vă opuneți executării silite. Nu cunoașteți legea, mergeți și vă aduceți avocații, aveți avocații. Nu stăm să vă explicăm, pierdem timpul, stăm din timpul nostru. Am stat destul după dumneavoastră. Da? Pierdem din timpul nostru. Poate, nu avem ce să mai discutăm, aplicăm legea și cu asta basta. Nu stăm să vă explic, nu mă interesează. Când am început dosarele pe rol, a venit să mă caute, să-mi dea bani să ies în casă. Nu mă interesează, duceți-vă la avocat, duceți-vă la judecător și obțineți titlul. Până atunci vorbiți degeaba. Nu este drept.
avocatul meu. Să luăm măsuri să ne depărtăm. Stai, 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 am făcut apel în 5 zile. Domnul, deci nu sunt avocat, aia este minte obligație prevăzută la articolul 196. Deci o parte obligată să evacueze sau să părăsească un imobil. Executorul judecător se va deplasa la locul situării imobilului. Va soma pe debitor să părăsească de îndată imobilul, lucru care l-am făcut. Iar în caz de împotrivire, îl va evacua din imobilul respectiv pe debitor împreună cu toate persoanele care ocupă imobilul, un faptor fără niciun titlu opozabil creditorului, cu sau fără ajutorul forței publice, după caz, punând creditorul în drepturile sale. Dacă v-ați opus, avem nevoie de forța publică. V-am citit și textul de lege ca să nu ziceți că nu. Eu am făcut apel. Și dați amendă, nu mai stau la eu am făcut apel. Luați-mi la secție și dați amendă. Apelul nu suspendă. Am făcut apel. Am făcut apel. Luați-mi la secție și amendă. Domne, vă rog frumos. Descuiați ușa. Domne, descuiați ușa. Vă rog frumos. Descuiați ușa. Nu mai stăm. Stimate domn, vă rog frumos, n-aveți voie să vă mergi să mă... Bun, rămân aici, dar nu... Rămâneți pe loc aici. Nu aveți voie să ne încurcăm. Dați-i amendă. Sunt mai, mult... Sunt mai multe apartamente aici? Da. Deschideți ușa. Deschideți ușa. Că... Vă rog frumos, nu mai... Sunați la un vecin sau deschideți ușa dumneavoastră. Stimate domn, vă rog, deci nu aveți voie... Dar de ce trebuie să mă buscați? Pentru că nu vreți de bunăvoie să înțelegeți. Dar nu, conform legii nu aveți voie să mă... Conform legii vă acționăm, să știți. Conform legii acționăm. Dar ce, nu mai e niciun vecin care îți dea drumul la ușa asta? Dar n-au interfon. N-au interfon. Descuiați ușa. Mai se auzeau ceva. Deschideți nouă ușa, te rog frumos. Vino și deschide ușa de jos. Alo? Mama, tata și ceva să iasă. Să rămână, doamnă, sunt în fața imobilului și se execută o executare silită abuzivă. A venit doamna executor cu judecător judecătoresc. Nu vreau să-i dau drumul să intre în casă și organele de ordine mă bruschează. Vă rog frumos! Numele meu este Ghidu Adrian. În Ploiești, pe strada George Topărceanu, numărul 5. La 112? Cred că la 112 asta. Care plan să-i dea amendă? Păi deja trebuie amendă. Deci George Topoceanu, numărul 10, blocul 10. Da, dar pierdem timpul, știți cum e? Pierdem timpul și... N-am venit să-i explicăm lui legea. Vă rog frumos, nu mai mă bruscați pe loc. Doamne, nu rămâneți pe loc, am zis. Doamne, nu mai mă bruscați, vă rog frumos, nu mai mă bruscați. Nu, puneți în situația să folosesc forța, domnule. Deci vă încătușez imediat, să știți. Eu v-am anunțat ca să știți. Stimată doamnă. Sunt bruscat și am băgat în colțul blocului ca să nu pot să mă apăr. Executorul judecătoresc cu poliția și cu morzile. Păi da, păi sunt la poliție pentru că sunt bruscat de organele de poliție, doamne. Stimate doamne, sunt bruscat, că nu mă lasă să... Domnule, de ce nu mă lăsați, domnule? Domnule, de ce nu mă lăsați? Domnule, nu punem... Domnule! Domnule, nu mai faceți chestii, bani! Domnule, dar lați-vă, e dreptul meu! Spuneți-i că atunci le duceți-l la secție, dați-i amendă. Domnule, cum să mă duc la secție? Să stea atâtea... Domnule, nu mă... Domnule! Dumneavoastră nu înțelegeți de voi. Dar de ce nu mă... De ce mă... Dumneavoastră m-a spus în situația mea, bă, la bancă pe ăștia, nu el! Aaaa! Actorii, care sunt actorii?
Stimate domn! Că-ți la secție și dați amendă și pe urmă să vină, mai discute pe aici. Are avocați, să-și cheme avocații. Domnul! Domnul, domnul, ce acuzați, domnule, domnul, domnul! Stimate domn, nu! Domnule, nu! Domnule, nu! Да.